La Putna a fost zi de mare sărbătoare, încă de duminică seară zeci de mașini cu numere de înmatriculare românești, dar și din străinătate, au aglomerat localitatea în așteptarea sărbătorii de a doua zi. Luni, pe 2 iulie, sărbătorirea Sfântului Voievod Ștefan a adunat în curtea mănăstirii Putna câteva mii de persoane din toată țara, dar și români din Ucraina, Republica Moldova, Germania și din alte țări din vestul Europei. Am venit cu ocazia aniversării la Sfântul Ștefan cel Mare. Veniți în fiecare an? În an am mai fost, n-am fost de mult. Cu ce ocazie ați venit astăzi? Aici la Putna? Aici la Sfântul Ștefan cel Mare. Veniți în fiecare an? Da. Noi suntem un grup de combatanți la luptele din Transnistria și vreo cât un grup de copii nimicuși din partea stânga Nistrului. În Transnistria am venit cu ocazia comemorării zilei de duse în cel uneștiința domnitorului Ștefan cel Mare și suntem în pelerinaj, am fost pe la mănăstirile Dragomirna, Voroneț, Sucevița și astăzi să ne aflăm aici cu această ocazie. Slujba religioasă din curtea mănăstirii a fost oficiată de înalt preasfințitul Pimen Suceveanul, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, preasfințitul Meletie, episcop al Hotinului și preasfințitul Login, episcop de Bănceni, împreună cu un sobor de preoți din zonă. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Prezenți la manifestări, alături de alte oficialități județene, au fost prefectul de Suceava, Florin Sinescu, și subprefectul Constantin Harasim. Suntem în zi de sărbătoare la Putna, 2 iulie, se împlinesc astăzi 508 ani de când Sfântul Ștefan cel Mare a trecut în neființă, un voievod al Moldovei și al României, care este un ctitor important de biserici și mănăstiri. Totodată a fost pavăză pentru Moldova în fața cutropirilor otomane. 36 de bătălii, peste 30 de mănăstiri și biserici. Consider că este un exemplu de ortodoxie și de trăire românească. Este așezarea Putna în care domnitorul și Sfântul Ștefan cel Mare își are mormântul. Suntem o delegație, vom depune și o coroană. Ne bucurăm că suntem să fim alături de credincioși la această sărbătoare. Este sărbătoarea neamului românesc, alături de cei de peste Prut, alături de cei din Ucraina care sunt prezenți aici și ne aducem recunoștința față de cel care a fost domnitor și un fanion al românismului, Ștefan cel Mare. La finalul slujbei religioase a fost organizată o paradă militară, iar reprezentanții autorităților județene și locale au depus coroane de flori la mormântul lui Ștefan cel Mare din Biserica Mănăstirii Putna.